you got it. Sunt cu Agiu Gean și veniți pe 20 noiembrie să aveți parte de un spectacol garantat. I'll be back. Te-ai gândit de la judeca să intri la a fi judecat. Te-ai întors în ring ca luptător. De ce? Vreau să demonstrez că și acum la 44 de ani pot lua un adversar și să-l bat, să fiu ușor de bătut foarte repede, pentru că sunt în formă. Ce știi despre adversarul tău? Este din Africa Centrală, un băiat înalt, puternic, dar va fi o pradă ușoară pentru pumnii mei betonați. Vreau cadou de ziua mea să-i scot dinții din față, să mi-i pun colier. Ok, am înțeles. De ce așa, din așa pauză te-ai gândit că e în regulă să te întorci? Este criză de showman, iar eu cred că mă înscriu acolo. Sunt Mr. Invisible, Mr. Intouchable. Sunt atât de rapid încât noaptea când sting lumina sunt în pat înainte de a se instala întunericul. Recunoaște că ți-a fost dor. Corect, așa e. Pe 20 noiembrie vă invit la ascensiunea titanilor. Am înțeles. Ce să ne așteptăm? Cum a fost evoluția ta de până acum? Bună, bună. Și de data asta va fi și mai bună. Nu va fi o umbră, va fi un bărbat de 44 de ani, dornic de victorie. Ei, pe lângă faptul că te antrenezi pentru a lupta în ring, noi vedem că îi și antrenezi pe băieți pe aici. Da, nu mă deranjează, sunt pregătit, sunt mercenar și le pot face pe toate. Yeah.